Doi bărbații din comuna Gogoșu sunt cercetați pentru furt calificat după ce au pătruns prin folosirea fără drept a unei chei originale în incinta unei societăți comerciale, cu punctul de lucru în Drobeta, Turnu Severin, de unde au sustras o sumă de bani. Este vorba despre 10.000 de lei. Poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin a fost sesizată pe 17 martie de un bărbat de 42 de ani din municipiu că în noaptea de 16 spre 17 martie persoane necunoscute au pătruns prin folosirea fără drept a unei chei originale în incinta unei societăți comerciale de unde au sustras o sumă de bani. Efectuate de polițiștii din cadrul biroului de investigații criminale au fost identificați autorii furtului, doi bărbați de 34, respectiv 19 ani, ambii din comuna Gogoșu. De asemenea, la data de 21 martie au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele celor doi bărbați, fiind identificate și ridicate bunuri. Prejudiciul în valoare de 10.000 de lei a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cei doi bărbați fiind reținuți pentru 24 de ore. Astăzi, cei doi urmează să fie prezentați unității de parchet competente cu propunerea de luare a unei alte măsuri preventive.